Pentru mine ceramica este în primul rând posibilitatea de a modela ideile care le am și de a le vedea în material, materializate. Mă numesc Lilian Scutelnic, sunt membru al Uniunii Meșterilor Populari din Republica Moldova. Sunt meșter, olar, ceramist, artist, etc. Pe mine mă inspiră în fiecare zi orice ce mă înconjoară. Mă inspiră oamenii, mă inspiră casele, mă inspiră drumurile, mă inspiră obiectele. Cea mai frumoasă lucrare, eu probabil că încă n-am făcut-o, pentru că sunt așa un pic mai critic față de lucrările mele. Dar eu cred că odată și odată eu am să pot răspunde la întrebarea. Cu fratele meu Ruslan suntem împreună de mici copii. Până în ziua de astăzi noi și creiem împreună, atelierul împărțim în doi zi de zi. Eu sunt mai mult pe partea artistică și fratele meu este așa ca un pilon puternic care mă susține în partea tehnică a tuturor etapelor de lucru. Mă numesc Ruslan Scutelnic, mă ocup cu ceramica artistică împreună cu fratele meu. Acum 16 ani am început această activitate în formă de hobby, dar încet cu încet mi-a ocupat tot timpul și la momentul de față este o ocupație de bază. De la începutul activității noastre cu Lilian, nici nu visam la faptul ca să primim în atelierul nostru grupuri de vizitatori, să le arătăm magia lutului. Familii cu copii, fără copii, perechi, tineri. La masterclass, în primul rând, oamenii care vin la noi se odihnesc. Se odihnesc spiritual, sunt așa într-o activitate mai deosebită, nu ca zi de zi. Copiii pot bate în forme niște jucării care pentru ei este ceva mai simplu, dar rezultatul final pentru dânsi tot timpul este mai uimitor. Târgurile și festivalurile care se organizează sunt niște evenimente care, în primul rând, ne permite să ne promovăm ochi în ochi cu vizitatorii, pentru că vânzarea online, vă spun sincer, cât de bine n-ar fi făcută fotografia pe ecranul calculatorului sau a telefonului, ea nu redă această căldură care o are lucrarea fizică în o ei în mână. Cea mai mare satisfacție este să vezi că lucrarea ta este
apreciat în primul rând de oamenii care te înconjoară, de vizitatori și satisfacția sigur că este mare atunci când vezi că omul este gata să o procure și procurând-o este fericit. Eu în viața mea, în copilăria mea, probabil că părinții au observat că alte plăceri eu nu le aveam. Eu veneam de la școală, prima ce făceam, ori modelam, ori desenam. Și la un moment dat, părinții mi-au zis că ar fi bine să te dăm la școala de arte. Așa și s-a făcut. De la 12 ani am plecat de acasă. Am făcut școala, apoi colegiu, academie de arte. Și iată, la momentul de față, mai departe, continui tot într-același moment. Am ajuns, câteodată stau și mă gândesc, cum am ajuns? Am ajuns datorită pasiunii lui Lilian față de artă. Mai cu seamă că el mi-așa mi-a spus, zice, Ruslan, eu tare nu vreau să, după ce am făcut atâta artă, atâta pasiune, am depus atâta suflet, să lepăd totul și să plec la câștig peste hotare ca mulți, mulți colegi sau mulți concetățeni de-a noștri cu studii talentați, dar au plecat peste hotare la șantiere de construcții, la alte lucrări. Pentru mine, fratele, este, hai să zicem așa, cel mai apropiat om, cel mai bun prieten care este cel mai mult timp lângă mine. Cea mai mare calitate a fratelui meu, eu socot că ceea că el este, în primul rând, fratele meu. Altele nu contează.